tuturor, eu sunt Angie și bine v-am găsit sau regăsit la o nouă rundă de cumpărături săptămânale în buget. Bineînțeles că în buget, pentru că și așa toate s-au scumpit și dacă nu avem grijă de bugetul nostru, o să ajungem, pe românește spus, exact la sapă de lemn. Așa că eu insist să rămân în bugetul meu de 100 de euro pe săptămână pentru o familie de 4 persoane. În această săptămână am ales magazinul Lidl, unde am cheltuit suma de 109,31 euro. Da, se vede magazinul Lidl și eu țin evidența pe plic, așa că, mă rog, am depășit doar cu 9 euro, dar având în vedere scumpetea existentă, eu zic că m-am încadrat destul de bine. Bun, acum încep cu produsele din partea aceasta. Aici am luat niște cârnați de vită. Ăștia mă gândesc să-i fac cu niște fasole scăzută și o salată lungă. Foarte bun. Am mai luat aici niște somon afumat. Ăsta o să-l consumăm la mic dejun. Și mai am aici niște somon sălbatic. Pe ăsta o să-l gătesc duminica, pentru că duminica de obicei eu fac pește. Așa, aici am luat niște bacon din ăsta cu bulețe, o să-l pun la omletă în unul și un pachet o să fac, vreau să fac o ciorbă de salată verde și o să călesc un pachetel din ăsta acolo. Aici mai am două pachete de salam din ăsta uscat, așa de câte 100 de grame. Două pachete, aici mai am niște șuncă de pui și aici tot așa ceva șuncă din piept de pui. Astea sunt toate învelite în plastic, chiar dacă luna aceasta este provocarea aceea iulie fără plastic, la capitolul mezeluri, mă rog, nu am alte alternative, așa că le cumpăr pe astea. Și am mai luat aici un kilogram de piept de curcan. Fetelor, am mai luat niște înghețată. Asta este cu caramel și asta cu pepa. Sunt 6 bucăți. Bineînțeles că sunt ele în hârtie, dar înăuntru tot în plastic sunt. Și aici am mai luat niște halumi cu gust de chili. Era la reducere și am luat un pachet ăsta într-o seară la cină cu o salată. Variantă rapidă și bună. Am mai luat aici 15 bucăți de fish tips. Practic sunt niște crochete din astea din pește. Astea de la Iglo chiar sunt bune și n-am mai luat de mult, chiar de mult timp, așa că am zis hai să iau un pachet. Aici am mai luat două pachete de unt. Am mai zis și repet, untul cumpăr și îl pun în frigider, în congelator, așa am mereu de rezervă, nu consumăm două pachete pe săptămână, dar mereu prefer să iau să am și rezervă, nu că ar veni sfârșitul lumii sau foamea, dar oricum s-au scumpit toate și eu atunci când fac cumpărături de 100 de euro pe săptămână, mereu în felul acesta am creat și anumite rezerve și atunci reușesc în fiecare săptămână să stau și în suma aceasta. Pentru că de fiecare dată anumite produse rămân, nu se consumă într-o săptămână. Aici mai am două cutii de cremă de brânză. Am mai luat aici 18 ouă. O să fac un chec cu niște fructe congelate. Și unul cu cacao, pentru că nu am cumpărat în afară de înghețață nimic dulce fet. Am zis să facem ceva în casă. Am aici 2 litri de lapte. Așa, am mai luat, sunt 10 bucăți de iaurt, grăsime 3,8% și astea erau, ambalajul ăsta este din ceva hârtie, nu este plastic, am zis hai să iau, să îl probăm și pe acesta, pentru că adăugăm puțină miere, niște fructe și îl facem noi iaurt cu fructe dacă chiar avem nevoie. Am mai luat 4 conserve de năut. Astea, din două o să fac cu siguranță hummus și două o să le folosesc la
salate. Aici am mai luat două cutii de conserve din astea de porumb, tot așa, un salată cu ton sau în diverse salate, mai adaug câteva linguri de porumb din ăsta și pe căldurile astea nu mai dau drumul nici la plită să gătesc. Și având în vedere că s-a scumpit mult și curentul și toate cele, conserva este o variantă bună, rapidă, ieftină, pe din de vară, pentru mine excelentă. Am mai luat o cutie mare de feta, asta tot așa, la salate, cu o roșie, practic este un pachet mare, cred că are undeva la un kilogram, da, un kilogram, așa că o să ne țină și asta cu siguranță mai mult de o săptămână. Am mai luat două borcane de dulceață de afine. Am aici două sticle de pastă de roșii. Astea le-am ales așa la sticlă de sticlă. Am mai luat aici un ulei de măsline. Pentru că, da, uleiul de floarea soarelui a ajuns să coste 4 euro, mă rog, 3,99 un litru. Așa că prefer să ia ulei de măsline. Clar că nu-l folosesc la gătit, dar dacă pun la cuptor peste pieptul de pui sau peste pește puțin, efectiv prefer să cumpăr ulei de măsline în loc să mai cumpăr ulei de floarea soarelui în sticlă de plastic și scump și nu este nici bun, așa că să stea la raft, bine mersi, că nu dau 4 euro pe o sticlă de ulei de floarea soarelui. Acum trec la partea de legume, fructe. Destul de multe, ca de obicei. Am luat aici o mână de banane, am aici doi castraveți, o plasă de cartofi, 2,5 kg. Am observat că și cartofii s-au scumpit. Mă rog, ce nu s-a scumpit, dar și ăștia au fost, cred că 2,99, 2,5 kg. Așa, am luat o plasă mare de vinete. Arată bine așa, proaspete, faine, și o să le pun la copt. Din câteva o să fac salată de vinete și restul o să le pun în pungă la congelator și așa treptat, de fiecare dată o parte le gătesc, o parte pun la congelator și atunci încet încet îmi pun ceva rezervă și la congelator pentru iarnă, pentru că prețul este ok acum la iarnă, vinetele o să aibă un preț de... nu-ți vine nici să te mai uiți la ele, nu să le și cumperi. Așa, aici am mai luat niște roșii. Sper să fie cât de cât bune. Au început și roșiile mele din ghiveci pe terasă să se coacă, dar sunt puține așa. Am mai luat aici niște morcovi. Ăștia o să-i curăț și dintr-o parte fac ciorbă și restul îi tai felii, rondele și pun la congelator. Am mai luat aici o bucată de ghimbir. Asta mă gândesc să mai fac ceai sau îmi pun în apa cu lămâie câte o felie. Am aici o ridiche albă. Mai am aici două legături de ceapă verde. Asta chiar era crud așa frumoasă. Că nu-mi place ceapa care este așa groasă aici, nu-mi place, atunci prefer să iau ceapă uscată, dar asta chiar arăta bine. Am mai luat aici un pepene galben, un kilogram de prune din astea lungi și s-au gândit, într-adevăr, plus că zic că sunt de aici din Germania, din Baden-Württemberg, mă rog, în sfârșit se găsesc alternative tot mai multe la plastic, vin învelite așa în carton din ăsta. Aici am mai luat o caserolă de agrișe. Sunt din astea așa maroșii. Chiar de mult nu am mai mâncat și am zis hai să iau o caserolă. Și o jumătate de kilogram de căpșuni am mai luat aici. Plus un pepene roșu, că tot e sezonul. Și am zis hai să iau să mai profităm de legume, fructe de sezon atât timp cât se găsesc acum. În rest, ce să zic, mi se pare că de 100 de euro cumper tot mai puține produse, dar eu insist să rămân în bugetul meu pentru că în congelator, în cămară, am anumite
rezerve create și clar că pe parcursul săptămânii am din ce găti, pentru că eu înainte să merg la cumpărături mereu mă uit ce am în cămară, ce am în congelator, ce am în frigider și îmi stabilesc un meniu și abia după aceea merg la cumpărături. O să-mi ajungă și produsele astea pentru săptămâna următoare cu siguranță, pentru că eu evit să merg în timpul săptămânii la cumpărături, pentru că dacă mergi din nou la cumpărături, clar că se lasă iar cu cheltuială, mergi după apă și știți, voi veni cu plasa plină, așa că apa o filtrez cam o cană de la Brita, plus că am un aparat ce face apă carbogazoasă, pâine fac în casă și am văzut că mai am vreo 6 kg de făină și o pungă încă începută. Nu am mai la făină, întâi să le folosesc pe alea și apoi o să mai cumpăr. În rest, ziceam, folosim ce avem la îndemână și cumpăr doar ceea ce este necesar de completare. Încă un lucru foarte important, la asta te ajută și un buget fix, pentru că mereu tu cumperi ceea ce ai nevoie și practic îți creezi în timp și anumite rezerve. Așa că acum cu scumpirile, cu tot ce se întâmplă, totuși eu reușesc să stau în bugetul meu de 100 de euro și insist să rămân în el, pentru că, am mai zis, o repet, salariile nu cresc pe măsura în care cresc prețurile în magazin, așa că trebuie și noi să ne adaptăm, să ne gândim că mamele, bunicile noastre pe vremuri se descurcau, nu știu, făceau mâncare din nimic, vorba aceea, așa că ar fi cazul să fim și noi mai inventivi, să găsim tot felul, sunt tot felul de rețete pe internet, să, nu știu, putem să ne punem creativitatea și mintea puțin la contribuție și să gătim niște mese gustoase și sănătoase, fără să fugim de fiecare dată la magazin. Ca să nu mă mai lungesc, acestea au fost cumpărăturile mele din această săptămână și sfatul meu este să, nu știu, să aveți grijă de bugetul vostru, de banii vostru, să fiți mai bine organizați, pentru că în vremurile astea chiar este necesar să fii cât mai chipzuit și cât mai organizat. Părerea mea. Dacă vrei să rămâi și cu ceva bănuți puși deoparte la sfârșitul lunii și să nu fii cu cardul gol sau în cel mai rău caz și pe minus, să zicem așa, pentru că dacă nu avem grijă, știm bine, banii se duc, se scurg printre degete și rămân banii în contul celor de la magazine și noi rămânem cu contul gol. Eu chiar nu-mi doresc asta, am trecut și eu prin asta ani la rânduri, dar mi-am dat seama că nu trăiesc numai să umplu la alții contul, prefer să mai umplu și pe al meu. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, pentru susținere și până data viitoare vă doresc numai bine!